Strada Cogălnicianu, colț cu Iorga și Bănulescu Bodoni. Trotuarul e ocupat integral. Șantier. Partea asta nu scrie cine și ce lucrează, dar vedem că lucrează fără cască, fără bocanci, în șlap, cu încălcarea normelor de securitate. Și oamenii mai au unde să ocolească, dacă nu au cărucior, scaun cu rotile. Șantier ilegal, periculos. De boieri care răpțân le pasă de lege. N-aveți niciunul, mănuși, căști, bocanci, cum prevede legea, nu sunteți asigurați. Ia uite schela asta cum stă. Aghe, aghe. Normal stă. Și când ai schi și ai zvrea ajutor de la stat. Da, da, este chip, n-ai treabă cu statul. Tratament ai duci la spitalul de urgență și ai zici că nu m-a tratat. Este chip, banii tăi. La urgență nu-ți tratează banii tăi. Obligația de a respecta normele de securitate e pentru toți, inclusiv pe șantiere private, particulare. Poate anunț eu asta, inspecția muncii, să vă fac o vizită, să aplici niște amenzi. Mai ales că șantierul trebuie să fie anunțat cu panou informativ.